Meditația îngerilor. Intră în contact cu îngerii vieții tale. Bine ai revenit pe canalul meu și pentru cei mai noi îți spun bine ai venit. Astăzi vom intra în dimensiunea îngerilor și vom încerca să facem această meditație și să ne apropiem cât mai mult de îngerii noștri păzitori. După cum știi, pentru a face o meditație, ai nevoie de un loc liniștit și, bineînțeles, de mult calm și răbdare. Încearcă să-ți cauți un loc liniștit în care să nu fii deranjat, să te așezi cât mai comod în poziția preferată, șezut sau întins, să închizi ochii și să te relaxezi. Când vei fi pregătit, vei putea experimenta această dimensiune. O vei putea simți și o vei putea realiza. Ascultând această înregistrare, vei primi energia angelică în viața ta și vei descoperi îngeri peste tot. Îngeri sub formă umană, îngeri în formă eteră. Îngerii te vor folosi pentru ca tu să-ți poți manifesta acțiunile bune, dezinteresate. Și astfel vei fi și tu, la rândul tău, un înger bun pentru cineva. Ca să poți intra în această dimensiune, trebuie să te relaxezi. Eliberează-ți mintea, lasă gândurile, relaxează-te. Lasă gândurile și preocupările să plece de la tine. Permite-ți ție însuți să te deschizi tot mai mult la această dimensiune angelică. Și în timp ce ești relaxat, imaginează-ți energia că plutește sinuoasă în jurul tău. Este o energie delicată, plină de iubire, o energie bună. Și n-are nicio importanță ca tu să crezi că ea este reală. Universul și toate dimensiunile sunt în tine și nu în afara ta. Tot ceea ce trăiești extern, trăiești și intern, mai ales intern, în corpul tău, în creierul tău, în mintea ta. Eliberează-ți imaginația, dă fiul liber să străbată universul. Imaginează-ți că poți simți această energie în corpul tău și pe pielea ta, că auzi un cor de voci îngerești care cântă pentru tine, răspândind în jur și în tine energie vindecătoare, bucurie, puritate, armonie, iubire, respect, atenție, recunoștință, cunoștință și inteligență. Percepe acest câmp de energie în jurul tău. Relaxează-te și pătrunde tot mai mult în profunzimea ta interioară. Imaginează-ți o zi frumoasă, undeva în mijlocul naturii. Imaginează-ți o frumoasă cascadă pe undeva prin apropiere, cântecul păsărelelor, soarele care te învăluie cu razele lui, dându-ți putere. Când vei redeschide ochii, vei vedea un frumos curcubeu și nu ai mai văzut unul asemănător. Și deoarece totul este posibil, în imaginația ta,
Imaginează-ți acum că acest curcubeu îți atinge corpul. Culorile curcubeului acum îți hrănesc întregul corp. Acele fantastice vibrații. Este o energie bună, delicată, generoasă, iubitoare. Și când curcubeul te va atinge corpul tău, strălucește de iubire, de pură bucurie și de fericire. Simte acum atingerea îngerilor prin intermediul curcubeului și descoperă că aceste culori sunt magice, iar corpul tău începe să absoarbă culorile una câte una, vibrând în corpul tău la fiecare culoare. Permite-mi să te ghidez prin intermediul lor. La fiecare culoare, deschideți mintea tot mai mult, intrând în contact cu îngerii vieții tale, făcând această experiență cu îngerii în visele tale, lăsând îngerii să trăiască prin cuvintele tale și a celor care te înconjoară. Oriunde privești, în jur, simți energia îngerilor. Acum relaxează-te și mai mult, mai profund și vizualizează culoarea roșie. Absorbi această culoare în corpul tău. Te simți în siguranță. Roșul te înfășoară și în mintea ta un înger îți șoptește: viața te iubește. Viața te iubește și noi te iubim. Simți culoarea roșie cum vibrează în corpul tău și îți dai seama acum ce înseamnă să iubești. Chiar și atunci când viața te provoacă, are un scop precis. Universul crede în tine și crede în puterea ta. Tu ai tot curajul de care ai nevoie pentru a întâmpina provocările vieții. Roșul vibrează acum în inima ta, iar acum simți senzația că un înger îți atinge inima. Un înger vindecător care ia cu el toate durerile trecutului tău, toate suferințele, fiecare refuz pe care l-ai primit, dizolvând totul în culoarea roșie. Toate experiențele traumatice pe care le-ai trăit se dizolvă acum în culoarea roșie. Și acum știi că ești în siguranță, chiar dacă uneori unele întâmplări ne pot face rău. Tu ești în siguranță. Te poți relaxa penetrând tot mai profund în interiorul tău. Cu cât mai mult pătrunzi în interiorul tău, cu atât mai mult te apropii de dimensiunea îngerilor. De fapt, ești deja în uniune cu îngerii. Ei sunt deja aici. Ei îți ajută corpul să se vindece și duc cu ei toată durerea și suferința ta din trecut. Ei îți transmit puterea și inspirația la iertare. Și te ierți pe tine și ierți pe ceilalți și lași să plece toate suferințele. Acum, culoarea roșie se transformă în portocaliu.
Portocaliul te emoționează și te stimulează, îți dă putere și te ajută să apreciezi mai mult viața. Îți amintește să te joci zi de zi și să nu fii în viață mereu serios, pentru a nu te pierde. Ceea ce trebuie să eviți este să-ți controlezi mereu viața. Trăiește-ți viața ca pe o mare aventură, să fii pregătit de orice, să încerci bucuria. Imaginează-ți acum că îngerii din jurul tău te cheamă să te joci. Ei sunt aici să te încurajeze, să te susțină. Ei sunt aici să-ți dea putere fizică. Acum poți lăsa îngerilor tăi toate durerile tale fizice. Privește-te în timp ce predai durerile tale fizice îngerilor. Lasă îngerii să le ducă departe de tine și simte cum corpul tău se eliberează de ele, cum se dizolvă în portocaliu. Simți în interiorul tău cum toate simțurile tale dansează fericite. Imaginează-ți o infinitate de îngeri care strălucesc în corpul tău cu culoarea portocalie, făcându-l să vibreze de bucurie și de fericire. Acum înțelegi că îngerii au fost creați să ne susțină, să ne ajute pe tot parcursul vieții noastre, atunci când ea este plină de durere, suferință și dezamăgire. Îngerii au fost creați ca să ne sprijine în momentele dificile. Pentru acest motiv, este bine să te deschizi tot mai mult către îngeri, să-i lași să intre în viața ta. Și amintește-ți că ești o ființă nemuritoare, coborâtă într-un rol uman. Ești un actor divin și nemuritor, într-un corp muritor, chemat să interpreteze acest rol numit viața. Acum poți decide să joci și să nu o iei prea în serios, pentru că atunci când te numești în cuplul divin al îngerilor, nimic nu poate fi greșit. Vei fi mereu ghidat în direcția potrivită. Vei fi mereu acolo unde dorești să fii. Și îți vei interpreta rolul tău 100%. Și te vei simți foarte bine interpretând acest rol. A sosit timpul ca portocaliul să se transforme în galben. Cel mai strălucitor galben pe care tu l-ai văzut vreodată. Primăvara sunt foarte multe flori galbene care strălucesc de un galben strălucitor. Toate florile împrăștie această minunată culoare care pătrunde în corpul tău, relaxându-te și îndepărtând ideea de nevoia de a-ți controla viața, autorizându-te să devii mai indulgent și făcându-te să înțelegi că unicul lucru pe care trebuie să-l controlezi este mintea ta și semnificatul pe care îl dai experienței tale de viață. Acum relaxează-te și mai mult și deschide-ți mintea ta tot mai mult îngerilor. Imaginează-ți că simți chiar în această clipă un înger care îți atinge burta, transmițându-ți calm, făcând să intre culoarea galbenă în burta ta.
permițând organelor să se vindece și să ajungă să fie în starea lor optimă și în echilibru. Toate bolile sunt dezrădăcinate din corpul tău. Imaginează-ți că îngerii au această putere și nu are importanță dacă chiar simți sau doar crezi că simți. Tu imaginează-ți și simți cum toate bolile sunt dezrădăcinate din burta ta. Toate bolile sunt preluate de îngeri, precum un aspirator. Ei le trag din corpul tău, precum praful, toxinele, produsele toxice, din fiecare colț al corpului tău și le îndepărtează de la tine. Toate prezențele dăunătoare dispar, toate toxinele dispar. Acum virusii, bacteriile și paraziții dispar. Simți pur și simplu cum părăsesc corpul tău. Îngerii au această putere. Abandonează-te acestei puteri. Predă-le controlul. Eliberează-ți mintea și lasă să plece. Renunță la control. Îndepărtează-l de la tine și relaxează-te. Acceptă faptul că corpul tău în acest moment este purificat, curățat și ușurat de toate durerile, de toate suferințele, de toate inflamațiile și toate degenerările. Permite ca toate acestea, inclusiv toxinele, să părăsească corpul tău. Poți observa și simți cum tai net trecutul dureros și cum rupi fiecare legătură negativă. Fă în așa fel încât negativitatea să nu mai aibă loc în viața ta. Abandonează-te în seama acestei culori galbene și permite îngerilor să elimine toată dezarmonia. Dezarmonia din trecut, toate toxinele acumulate, toate durerile și toate bolile. Imaginează-ți bolile cum părăsesc acum corpul tău. Este minunat să te simți minunat. Galbenul se transformă acum în verde, culoarea care deschide inima. Simți cum inima ta se deschide pentru a primi binecuvântarea îngerilor. Lasă iubirea pură să intre în inima ta. Deschide-ți mintea și simți asta în inima ta. Acum ai senzația că inima ta devine mai caldă. Ai senzația că acești îngeri miraculoși vindecă prin iubirea lor inima ta, folosind culoarea verde. Inima ta este tot mai caldă și este o senzație extrem de plăcută. Pretinde de la tine să simți asta. Imaginează-ți că poți. Acum, lasă să crească în inima ta un sentiment de bucurie, de fericire, un sentiment de libertate, un sentiment de pace, care te unește cu dimensiunea îngerilor, deschizând tot mai mult mintea ta, devenind tot mai puternic și minunat.
relaxează-te. Simți cum îngerii coboară în profunzimea ființei tale. Acum, culoarea verde se transformă în albastru. Albastrul este culoarea Arhanghelului Mihail. Iar el acum este chiar aici, lângă tine, și cu sabia lui, de un albastru înflăcărat, pe care o ține în mână, taie toate legăturile existente cu durerea și suferința, făcându-te independent și liber. Liber de trecut și de oricine tu ai fost legat, de durere și suferință. Liber de oricine ți-a provocat suferință. Vezi și simți că se întâmplă asta chiar acum. Și în fiecare parte a corpului tău, aceste lanțuri sunt tăiate, distruse de flacăra albastră. O aură de lumină albastră înconjoară și cuprinde întregul tău corp. Și din acest moment și pentru totdeauna, Arhanghelul Mihail te va proteja cu această energie albastră care îți înconjoară corpul și dansează în jurul tău. Acum ești salvat. A sosit timpul ca Arhanghelul Mihail să elibereze corpul tău de toate energiile negative, de toate energiile și forțele care nu-ți aparțin și care nu vor fi absorbite de lumina albastră. Imaginează-ți acum că tot ceea ce nu ai nevoie, tot ceea ce nu-ți este de folos, liberul sau liberului tău arbitru, ca să fie divin, tot ceea ce ți-a provocat anxietate, durere și suferință, tot ceea ce a creat o karmă negativă în viața ta, chiar în acest moment este îndepărtat din corpul tău. Iar eu te las în grija Arhanghelului Mihail și a Arhanghelului Rafael și a tuturor îngerilor. Corpul tău este complet purificat acum. Orice energie care nu-ți aparține și care nu are nicio utilitate pentru scopul divin, vine îndepărtat acum și pentru totdeauna. Ascultă corpul tău. Te vei simți puternic și relaxat, protejat de lumina albastră. Vei ști mereu că Arhanghelul Mihail va rămâne mereu cu tine până în ultima zi din viața ta pe acest pământ, pentru a te proteja și să vegheze asupra ta. Când vei dormi în timpul nopții, el va fi cu tine. Împreună cu toți îngerii vor crea în jurul tău o aură puternică de lumină albastră. În această lumină albastră te vei putea exprima cu toată ființa ta, pentru că ea va fi mereu cu tine. Vei exprima ceea ce simți, simțindu-te în siguranță și fără frica de a te confrunta, fără frica intimidărilor, pentru că alături de tine este cel mai puternic înger care veghează asupra ta și te protejează. Ești salvat, ești în siguranță. Relaxează-te și coboară tot mai în profunzime. În timp ce faci asta, ești atras de ceva. Un înger minunat care apare și atinge cu un deget
cel de-al treilea ochi, care se află între sprâncenele tale. Acest înger a venit să-ți deschidă cel de-al treilea ochi, iluminându-te cu culoarea violet, deschizând astfel cel de-al șaselea simț al tău, cel al intuiției, permițându-ți ție însuți să vezi invizibilul, să auzi ceea ce urechile tale nu pot auzi, să simți ceea ce corpul tău nu poate simți. Ești deschis acum și ești capabil să captezi energia, poți capta tot ceea ce vrei să știi. Ai acces la absolut toate informațiile. Intuiția ta se îmbunătățește tot mai mult. Ești în întregime iluminat de energie și de puterea îngerilor în tine. Trăiește și simte această forță energetică. Relaxează-te și trăiește deschizându-ți mintea. Acum și tu vei începe să vezi îngeri. Vei începe să-i auzi tot mai mult. Ori de câte ori vei asculta această înregistrare, te vei simți tot mai deschis, tot mai capabil, tot mai pregătit. Relaxează-te tot mai mult. Pătrunde tot mai mult în profunzime. Permite să se împlinească vindecarea. Deschide-ți mintea tot mai mult. În acest mod vei atrage tot mai multă pozitivitate în viața ta. Te vei simți minunat, pentru că ești protejat și susținut, iubit și îngrijit. Relaxează-te acum, pentru că într-o clipă vei deveni conștient de prezența îngerilor. Acum, numără de la 1 la 7, iar la numărul 7 vei intra în dimensiunea îngerilor. Îți va apărea precum o halucinație. Este de fapt ceea ce este. Când îți deschizi mintea, poți vedea ceea ce nu se vede. O halucinație, asta nu înseamnă că nu e real, doar că nu poți vedea invizibilul cu ochii tăi. Poți primi invizibilul doar prin intermediul celui de-al treilea ochi. Poți simți, poți vedea, poți auzi, dar mai întâi trebuie să-ți dai frâu liber imaginației tale. Prin numărătoarea de la 1 la 7 îți vei deschide mult mai mult inima ta și te vei deschide spre dimensiunea îngerilor pentru a vedea ceea ce nu poate fi observat cu ochiul liber. 1. Deschide-te tot mai mult. Deschide-ți mintea. Cel de-al treilea ochi se deschide acum tot mai mult. 2. Imaginează-ți că poți vedea dimensiunea îngerilor și îngerii în jurul tău îi vezi burdând în preajma ta. 3. Ești tot mai deschis și acum poți simți îngerii. Îi simți în inima ta și simți că Arhanghelul Mihail și Rafael te vindecă și te protejează. 4. Ești tot mai deschis. Vezi îngerii zburdând în jurul tău, iradiind lumină, acea lumină divină care te iluminează și pe tine. 5. Simți energia îngerilor care iradiază puterea iubirii și vindecarea corpului tău.
6. Simți apropierea îngerilor. Îi poți atinge, le poți vorbi, poți avea o conversație cu ei. 7. Acum ești complet deschis. N-are importanță ce se va întâmpla. Acum este în puterea ta să folosești cel de-al treilea ochi pentru a vedea în întuneric, ca să vezi lumina din întuneric, ca să devii conștient de ceea ce este în subconștient, pentru a-l aduce la suprafață, pentru vindecare și pentru a lăsa să plece trecutul. Îngerii fac parte din viața ta. Acum ei te ajută și te susțin.